Haideți că începem așa cu tragem aer în piept, bărbătește, frumos. Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor, bine v-am regăsit. Dragii mei, astăzi vreau să discut cu dumneavoastră voastre un subiect care a trecut așa, oarecum neobservat, prin prisma vâltorii problemelor cotidiene. A trecut neobservat și este o mare greșeală care se întâmplă și un mare păcat. Și cred că suntem obligați să fim aproape de niște suflete, de mii de suflete care se află în nordul țării noastre, în nordul Bucovinei. Nu în Bucovina de Nord, în nordul Bucovinei. Astăzi am să vă povestesc despre o premieră care doare, despre o premieră care îi face pe foarte mulți români, pe frații noștri, pe bunicii noștri, să sufere și de care nimeni nu vorbește. Urmăriți, vă rog, materialul și la final, dacă veți considera că merit, aștept un like și un share. Dacă nu veți considera că merit, aștept un comentariu de la dumneavoastră. Dar și dacă veți considera că merit sau că nu merit, vă rog să vă spuneți pe luna. Este părerea, nu problema. Este foarte important să înțeleg ce părere aveți dumneavoastră. Dragii mei, haideți să dăm drumul la material. Eu vă spun o știre și domniile voastre să spuneți dacă ați auzit-o sau n-ați auzit-o. Eparhia Cernăuților și a Bucovinei din cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrainene anunța pe pagina oficială de socializare că pentru prima dată în Ucraina, atențiune, pentru prima dată în Ucraina, o parohie română a fost închisă. Fiind vorba, atenție, că nu e orice parohie, că știi cum e, a închis o parohie, nu mai sunt credincioși, atenție, că aici vine durerea cea mare. Fiind vorba de capela în care sunt înmormântați mitropoliții bucovineni din cimitirul din Cernăuți. Situație față de care starețul mănăstirii Putna, velnic Melchisedec, a atenționat încă de data de 15 august, în discursul său de după oficierea Sfintei Liturghii la dormirea Maicii Domnului de la Putna. Da? Și acum se spune pe pagină, lacătele au fost mulse, iar capela de înmormântare a mitropoliților bucovineni de la cimitirul orașului Cernăuți a fost sigilată. Au sigilat, băi, s-au sigilat, băi, gata, băi, băi, gata, 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 aici nu intră nimeni. Pe 23 august 2024, conducerea cimitirului, situat în apropierea pieței Zelenii, a tăiat lacătele și a sigilat capela de înmormântare a mitropoliților bucovineni. Se spune aici toată povestea, este o citiți știrea pe News Bucovina, că o să vă înspăimântați ce citiți acolo. Acum eu vă mai arăt o pe News Bucovina. Starețul mănăstirii Putna atenționează. Capela mitropoliților din Cernăuți a fost luată de autorități de la preoții noștri ortodoxi și români. Și spune velnic Melchisedec, în tot starețul Melchisedec a mulțumit celor prezenți și părintelui Vasile Covaciuc, protopop de Stolojinez, părintul Vasile de la, în fine, povestea zice: aici sunt foarte mulți crăsneri care ați trecut și ați venit. Să știți că în anii din urmă, alături de părinții care au venit, aveam la hram cam 15-20 într-un an. Am avut 37 de preoți slujitori din Bucovina, din regiunea Cernăuți, a spus velnic Melchisedec. Acum avem un necas. Capela mitropoliților din Cernăuți, unde este cimitirul, a fost luată de la preoții noștri ortodoxi români și așteptăm să vedem ce vor să facă cu ea autoritățile. Nădăjduim că Dumnezeu îi va lumina. Da, Dumnezeu i-a luminat foarte tare. Ați văzut și a zis: bă, ia-mă, gata. Bă, ce cu atâta dezmăț român? Ce cu atâta românici? Ce România? Ce români? Bă, marș, românii, acasă, marș. Au închis-o, mă, au închis-o. Acum știți cum e? O să spuneți: bă, că acolo e război, că aia se subordonau nu știu cui, că aia nu știu. Bă, lăsați-mă cu vrăjelile astea. La Cernăuți este un alt fel de război și el se poartă de foarte multă vreme. Nu știu dacă ați văzut, în mijlocul orașului au pus așa drapelul țării vecine peste o chestie românească așa profundă. Aduceți-vă aminte de... Ați auzit vreun scânce din partea autorităților românești? Nu. Ostașii din slujba țării, pe unde sunt? Unde-s vrednicii bărbați ai României? Unde-i Marcel Ciolacu? Unde-i?
ce face Marcel Cioacă? Ați înțeles ce face Marcel Cioacă în perioada? Nu, n-ați înțeles. Acum, haideți că ziceți că poate cămașa e mai departe decât mai eu și hai să zicem și așa, cu toate că nu mi se pare corect ce face statul român. În schimb, eu m-aș fi așteptat, dragii mei, la o atitudine mult mai serioasă și mult mai hotărâtă, la măcar la o atitudine din partea autorităților suceveni. Vă aduc aminte că până la sfârșitul lunii septembrie, până la mijlocul octombrie, Ion Lungu este primarul Suceavei și Gheorghe Flutur este președintele Consiliului Județean Suceava. Gheorghe Flutur este prin tot județul, asfaltează încă o leacă și trece și la Ucraina cu asfalt. Nu știu la câte zile te cuți. Uitați-vă pe News Bucovina. Băiatul, deci băiatul s-a apucat de treabă. El după ce a pierdut alegerile s-a apucat de treabă și vrenic acum. Acum, ce a făcut domnul Gheorghe Flutur în momentul în care la Cenăuți se întâmpla cazul ăsta? Ia uitați-vă un pic la aceste câteva secunde ca să vedeți ce a făcut Gheorghe Flutur și PNL Suceava în ziua în care se întâmpla cazul ăsta. Urmăriți un pic filmul. Ați văzut bine. Petrecea. Ce petrecea, ce sărbătorea PNL Suceava în față cu câțiva... Ce PNL Suceava a făcut o petrecere. Băi, petrecere, nu știu dacă... Ați văzut imaginile, da? Platouri, cârnețuri. Băi, era un fumălău pe stradă, pe alea trandafirilor, de nu-ți vine a crede. Proțap, lume fină, toți țucureii de la PNL erau acolo. Știți ce? Țucureii... sau țucurașii, că așa, țucurașii cei care vin la partid alături de Gheorghe Flutur sunt, domnule, își țugui buzile și bravo, bravo, ăștia sunt țucurașii, ca să înțelegeți. Ei au adunat acolo stipendiezi, pe ăștia pe care, directorii de pe la școli, niște băieți pe la instituțiile publice, băieți în partid, niște tineri și au zis, bă, azi sărbătorim 33 de ani de independența Republicii Moldova. În timp ce, da, ați auzit bine, ei sărbătoreau 33 de ani de independența Republicii Moldova și în condiții în care Maia Sandu, președinte Republicii Moldova, nu sărbătorea, că era cu COVID, avea niște probleme. El, la Suceava, în Bucovina, Flutur sărbătorea independența Moldovei. Aia de acolo, românii din nordul, da, din nordul Bucovinei, suferă, plâng, tremură de frică. El sărbătorea independența Moldovei. Bă, bravo, bravo, bravo. Ia uitați-vă un pic aici și la discursul ca să vedeți cât îi durea de tare pe cei de la PNL de ce se întâmplă dincolo în nordul Bucovinei. Așa cum spuneam, este un eveniment care continuă seria evenimentelor pe care cu siguranță vi le amintiți foarte bine. Evenimentele Voi sau manifestul Voi. Viziune, opțiune și inițiativă. Eveniment pornit în județul Suceava de cel mai sonor nume al partidului. Și bineînțeles că sunt convins că discursul domniei sale va fi mult mai motivant decât începutul evenimentului prezentat de mine. Iar alături de mine îl invit în fața voastră și în aplauzele voastre pe președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Să faceți ce știți mai bine, să ne vorbiți din suflet, domnule președinte. Ziua bună, dragi oaspeți, dragi musafiri, dragi liberali. Bun venit în cetatea de scaun a Sucevei, frații și prietenii noștri de peste Prut, ați venit acasă. Eu le spun de multe ori colegilor sau nostalgicilor de la noi, vreți să vedeți o țară care nu e în Uniunea Europeană, hai o fugă până la Cernăuți sau până la Chișinău, mai ales la Cernăuți, că dorm cu semnalul de alarmă sub cap și fug în beci. Pentru că n-au umbrela NATO pe care noi o avem. Poate nu prețuim suficient. Iar voi trebuie să luptați spre drumul european mai tare și trebuie să luptați acasă. În special generația mai în vârstă, care crede și nu crede. Poate mulți trecători pe aici se întreabă, dar ce-i în curte la liberal? Ce vorbesc ăștia?
Vorbim de mâna întinsă a României pentru frații noștri de peste Prut, să-i chemăm mai repede în Uniunea Europeană. De fapt, despre asta e vorba. Și eu știu ce e acasă la dumneavoastră. Știu ce face Rusia, face la noi prin forțe care au înviat acum, au scos capul. Da, păi la voi! Bun venit încă o dată, mult succes și hai mai repede în Uniunea Europeană, Moldovă dragă, așa cum aștept și Ucraina să vină în Uniunea Europeană, pentru că ei trec prin momente grele și în felul ăsta și cu frații noștri de la Cernăuți să ne întâlnim mai repede, mai ușor și fără pașapoarte și Marele Ștefan ar fi cel mai mulțumit dacă aceste lucruri s-ar întâmpla cât mai repede. Vă salut cu drag și să vă simțiți bine la Suceava! Dragii mei, nu mai știu ce să cred. Nu mai știu ce să cred, vă spun cinstit. E vorba despre tristețe. Îl știu pe Gheorghe Flutur, cum mi-l aduc aminte, cum stătea în genunchi la Pudna. Da, aduceți-vi la minte. Cum stătea, sunt fotografii, deci nu mint. Cum stătea în genunchi la Pudna și cum se zbătea sufletul în el pentru frățiorul Ștefan cel Mare. Cum suferea el după Ștefan cel Mare, după ortodoxism, după biserici. Cum ajuta, băi, era trup și suflet. Ce a făcut acum? Mucles. Haideți să vă mai întreb ceva. Eu îi pun o întrebare. Ce a făcut în altă preasfinția sa Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților? Flăcău care păstorește ortodoxia din sudul Bucovinei. Nu din Bucovina de Sud, din sudul Bucovinei. Nimic. Vă spun ce face Calinic. Acum e foarte stresat că este o ședință în Consiliul Local, a mai cerut 500 de mii de lei ca să mai facă o parcare de 1 milion de lei din banii publici, din care 40% din parcare să fie doar a arhiepiscopiei și să mai dea primăria ceva niște bani ca să facă, să niște bolanți care trebuie să fie ceva frumos, să vrem să pădurim ceva. A? Este că e treabă serioasă. De sufletele alea năcăjite din nordul Bucovinei nu se spune nimic, absolut nimic. Bă, n-am văzut o rugăciune, mă. N-am văzut o cum să zic eu, bă, dacă tot te-ai rugat ca să plouă, roagă-mi preoții din Bucovina, pe preoții din Bucovina să se roage, să le dea minte și suflet celor din nordul Bucovinei, să deschidă biserica. Biserica nu vă poate face rău acolo, în Cernăuți. Nu vă poate face rău, doar bine vă poate face. S-au întețit, dragilor, atacurile la românii de dincolo. Și noi, autoritățile de aici, cei care păstor la biserică și la românii, la români, da? Ce face biserica din Bucovina? Mucles. Ce face autoritatea suceveană? Mucles. Autoritatea națională, oricum, e clar, iau alte preocupări. Așa că, dragilor, dragii mei cenăuțeni, dragii mei bucovineni, români dragi de dincolo, iertați-ne că nu putem face mai mult. Noi am bătut din gură. Dacă am bătut prost, iertați-mă. Dacă veți considera că merit să fiu stuchit, stuchiți-mă. Dar eu am să țin cât mai pot drapelul în sus și am să spun că nu așa se face treaba. În istorie nu poți să intri cu ciubotele. Poți să faci istoria cu ciubotele, dar nu ai dreptul să intri în ea. Nu deranja pe nimeni capela aia și românismul de acolo. Dar dacă atât putem noi ca suceveni, dacă atât se poate de la Suceava, eu personal vă spun că mi-este rușine de cei care ne conduc și la autoritatea administrativă și la cea sufletească creștinească. Rușine să vă fie celor care acum sunteți în jilțurile pe care vă aflați. Iertați-mă, susinimile.